Imagini indirecte, Elena Udrea, iată, în aceste momente este adusă în sala de judecată, doamnelor și domnilor. Nu cred că va face declarații. Vă doriți să rămâneți în Grecia, doamna Udrea? Aveți un mesaj de primit pentru acasă? Ce veți spune judecătorului? Nici data trecută și nici acum, așa cum vă spuneam, Elena Udrea n-a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii. A fost întrebată dacă vrea să se întoarcă acasă sau vrea să rămână acolo. Niciun fel de răspuns. Este momentul în care, așa cum vă spuneam, începe ședința în Bulgaria pentru Elena Udrea. A fost scoasă din arest, sub escortă, așa cum se poate vedea și în aceste imagini. Este dusă în aceste momente în fața unui complet de trei judecători și analizăm puțin ce se întâmplă la ședința de astăzi, dacă ar putea fi luată o decizie în ceea ce o privește, dacă va fi Elena Udrea adusă în țară sau nu. Care sunt căile în acest moment atât pentru avocații Elenei Udrea, pentru că și ei sunt acolo alături de un translator în acest moment în sala de judecată. Corina Matlinski, vin la tine, trimis special Antena 3 în Bulgaria. Ce se întâmplă în aceste momente acolo? În urmă cu scurt timp, Elena Udrea a fost adusă în sala de judecată sub escort, ați văzut-o, a fost escortată de mai mulți polițiști. Din ceea ce am reușit să văd, Elena Udrea a schițat la un moment dat cuvântul scuze, altceva nu a precizat nimic în fața noastră a jurnaliștilor. Urmează din moment în moment să înceapă această ședință de judecată. Elena Udrea va fi audiată în fața trei judecători. Este aici și avocatul ei din Bulgaria, avocatul ei din România, dar și un translator care o va ajuta în fața judecătorilor. Până acum Elena Udrea a spus clar că nu își dorește să fie trimisă în România. Este o ședință publică, tocmai de aceea noi urmează să intrăm în sală. Nu avem voie însă să filmăm sau să înregistrăm. Asta se întâmplă aici în aceste momente și vom reveni cu informații din sala de judecată. Te așteptăm.